Salutare, prieteni! Mai urmează două femele, sunt fete, pe data de 22. Femela de la boxa 5 este femela de la Cristi și a ales acolo colțul. Un cui foarte, foarte adânc, bine capitonat. O burtă mare la ea, cred că are peste 10 pui. Ori are prea dezvoltat în ea și mai puțin, ori dacă nu mai micuți și mai mulți. O așteptăm așadar peste 4 zile, 3 zile. Așa. Deci, femeia de la Cristi. Bineînțeles, păpăcioasa mea, femeița mea cea mai dragă și cea mai masivă pe care o dețin. Femeie foarte mare, lungă, blană bună, cap de mascul, ureche mare, închisă la culoare. O așteptăm și pe a tot pe 22. Cuminte. Ce pus să roade blând, este rău de tot. Cuminte. E normal să-și apere boxa pentru că e gestantă și așa se întâmplă. Și așa a ales acolo colțul, se pare. Ambele sunt montate cu masculul de la 4, masculul de la David Codeu, un super mascul. Deocamdată nu am niciun cuib cu el activ, însă vor urma două consecutive cu el. Doamne ajută să fete cu bine și să dea pui buni. Genele lui probabil știți, le știți din clipurile anterioare. Bunic de 97 jumate în expoziție de la Ulm. Tată Bomi Malita cu punctaj din cu punctaj 96 de puncte la expoziție la Ulm Expo. Aici am cea mai mare și avea cea mai mare satisfacție dintre toate femelele în ceea ce privește cuiburile. Așteptăm și sperăm să fie totul bine. Cam atât. Salutări!